Bun găsit! Astăzi vom afla istoria caselor de pe latura de nord a Pieței Unirii. Aceste clădiri erau lipite de zidul cetății vechi și se aflau în posesia unor negustori și meșteșugari înstăriți. Imaginați-vă că în Evul Mediu Piața Unirii era un sat. Clădirile din lemn și piatră necioplită erau înconjurate de ziduri de apărare. Aici nu locuia oricine, doar comercianții și meseriașii care aveau punga doldora de bani. Clădirile au adăpostit între zidurile lor nume celebre în epocă. Casele care le vedem noi astăzi sunt casele care sunt făcute cel mai recent. Recent în sensul secolul 15-16. De ce? Pentru că în această zonă era situat zidul vechii cetăți a Clujului, acea cetate veche, cu piața mică, care concitadinii noștri maghiari spun ovar și care avea un perimetru de 7 hectare. Până ce acel zid încă era funcțional. De ce? Pentru că știm foarte bine Clujul a căpătat dreptul de la regele împărat Sigismund Luxemburg să se extindă la 45 de hectare. Și până când au reușit acest lucru, din motive tactice și defensive, nu au putut să construiască case lângă această parte de nord, unde era zidul de sud al cetății vechi. Aceste case s-au făcut, de fapt, pe șanțul de apărare. Pentru că existau două ziduri, un șanț care despărțea și atunci ele sunt casele care sunt astăzi mai recente. În general, erau locuite de către negustori și meșteșugari înstăriți. Dar ulterior o să vedem că au locuit chiar nobili aici, dar ceva mai târziu, în secolele 17, 18 și sigur 19. Casele care le vedem acum în cadru, după casa Hinz, este o casă numită Filstichkemenii, la numărul 27. În general, casele, de ce le dăm aceste denumiri? Datorită faptului că proprietarii lor, care erau mai cunoscuți, au deținut aceste case. Au fost au fost niște proprietari de vază. Cine a fost această familie? Foarte bună întrebare. Familia Filstich a fost o familie de aurari. Deci erau doi frați, unul dintre frate Petre sau Peter Filstich stătea în casa asta, a mai avut un frate pe partea opusă, Laurențiu Filstich la numărul 5. Dar asta e cu totul altă treabă. Casa a fost realizată de el, el fiind nu numai un aurar, dar el era și sfetnicul lui Gabriel Bethlen și răspundea de monetăria orașului. Monetăria orașului care astăzi avem, probabil am vorbit, dacă n-am vorbit spun acum, un încadrament de zid pe strada Emil Zola, în spatele bisericii franciscane, unde scrie Domus Cementaria et Auricosoria, adică casă de schimb și aurărie. Și era un lucru extrem de important pentru un oraș în Evul Mediu și acest rang Clujul avea și acest Peter Filstich era cel care era managerul. De aceea și-a făcut o casă extrem de frumoasă. Sigur, ea nu arăta cum arată ea astăzi, acum. În această casă, hai să spun o treabă, picanterie, cred că, nu, dar este și adevăr, nu este picanterie, în această casă a stat o contesă celebră, Ana Bathory. Era verișoară primară cu celeba Elisabeta Bathory, care a fost acea vrăjitoare, între ghilimele, care ucidea tinere fete și se îmbăia în sângele lor pentru a-și păstra tinerețea. Și această Ana Bathory a fost acuzată tot de vrăjitorie, a mai fost acuzată de incest, că era sora lui Gabriel Bathory. Ea a locuit la debutul secolului 17 aici, a avut doi soți, unul din familia Banfi, Denes sau Dionisie Banfi, acesta a decedat, a fost acuzată că l-a ucis și pe acesta, celălalt era din familia Ioșiga, Sigismund Ioșiga, el a rămas în viață. Dar acum, care este problema, adevărul? Pentru că i s-a intentat trei procese de vrăjitorie, care era? Se uita și vrăjea populația din jur, făcea baie în sângele tinerelor fecioare. Bine, exact ca și sora ei. Cele trei procese s-au soldat cu confiscarea averii ei și, bineînțeles, a fost exilată. Nu a putut fi omorâtă pentru că era nobilă. Se pare că Gabriel Bethlen, cel care i-a intentat procesul, a fost interesat de averea acestei contese, dar nu numai. Se pare că el avea aceste superstiții, această contese a fost concubină și el credea că i-a făcut farmece soției sale care a decedat.
Și am mai avut încă vreo două concubine care și ele au fost acuzate de vrăjitorie, dar nu erau atât de bogate și probabil că nu sunt multe detalii despre ele. Primii proprietari ai clădirii aveau o fascinație aparte pentru legende și personaje mitologice. Dovadă stau câteva inscripții de pe zidurile casei. Vedem două încadramente de uși pe primul hol, în dreapta, în fața beciului, dar ele nu erau acolo inițial, au fost puse. Și prima reprezintă un unicorn. Unicorn era un animal mitologic, avea deci formă de cal și un corn. Și era cabrat și era stema familiei Filstic și scrie anul 1597 și îți spun traducerea din latină, virtute aduce invidie. E adevărat și astăzi. Ăsta este scris în limba latină, se vede și astăzi. Acolo mai este încă un încadrament, dar de fapt care reprezintă urmașii acestei familii, și anume familia Vaș și familia Vai, scrie 1722, sunt două steme, pentru că după acești doi reprezentanți ai acestui imobil din secolul XVIII, imobilul prin moștenire și prin căsătorii a fost a intrat în componența familiei Chemeni, o familie extrem de importantă, foarte întreprinzătoare, au ajuns la rangul de conte prin tot felul de manevre, mai mult negustorești, iar primul conte este cel care dă fațadă casei, între ghilimele, o construiește. Nepotul său este cel care a inițiat constituirea Muzeului Ardelean. Acel Muzeu Ardelean, care am vorbit că președinte a fost celebrul Mico Imre. El este cel care a inițiat acesta. Foarte interesant, vedem un balcon. Pe balconul respectiv forjat era, de fapt, inițial, erau niște piloni de piatră. Și ce e interesant, avem niște figuri alegorice. De ce? De la stânga la dreapta avem o figură alegorică cu prima, este cu un buchet de flori, primăvara. A doua cu un spic de grâu, vara. Vine o figură a Sfântului Florian și a unui soldat. O să spun eu imediat de ce, pentru că această casă a scăpat ca prin minune din marele incendiu ce a mistuit Clujul în 1798. Și de aceea efigia Sfântului Florian și a soldatului care reprezintă un pompier este acolo. Se știe cum de a scăpat, care explicația? Norocul. Asta știe Dumnezeu, norocul. Pe urmă urmează un personaj alegoric cu struguri, toamna, și un personaj alegoric care se încălzește la mâini, iarna. Deci dacă foarte mulți clujeni trec pe lângă detaliile astea și nu le observă. Pe latura de nord a Pieței Unirii a existat și un turn care a fost transformat în locuință. Cheia acestei clădiri a trecut prin mai multe mâini, de la gardieni de închisoare la speologi. Casa care urmează acum 26 și 25, două case. De fapt, de ce? Dacă le vezi așa de afară, zici că nu sunt importante, cum să zic, clujenii de generația dinaintea noastră, ceva mai în etate acum, știau că acolo era o celebră sau un celebru magazin de lactate și la numărul 25 un celebru restaurant, Gambrinus, nu mai există, dar în capătul lor este turnul cel mai vechi al Clujului, care reprezintă casa cea mai veche a Clujului, care a fost închisoarea Clujului. Și la un moment dat a fost și sediul Muzeului Speologic, din păcate nu mai este sediul Muzeului Speologic și intrarea inițial era pe partea asta. Acum se intră și pe strada Virgil Fuligea la numărul 8. Se intră teoretic, dacă îți dă voie proprietarul, pentru că acest muzeu s-a desființat în 2009. Aceste case în stil secesion. Casa cu numărul 24, o vezi, e construită în 1843, în 1883, de către un, adică proiectată de un celebru arhitect clujan, Frigyes, în limba maghiară, Friedrich Metz. De fapt, era Friedrich Metz și reprezenta sediul societății industriașilor din Cluj. Inițial, acum vedem numai două statui, două reprezentări feminine, dar inițial mai exista pe frontispiciu de sus patru statui care reprezentau industria, comerțul, arta și știința. Astăzi ele, adică au fost luate în
perioada modernă, mă refer perioada secolului 20, și depuse la un muzeu. Se pare că nu sunt la muzeul de istorie. În fine, această casă la un moment dat a reprezentat și un sediu de high life a Clujului, pentru că industria și pe lângă ședințele lor tehnice și practice mai făceau baluri. Și foarte important că această casă, după 1919, va reprezenta sediul unui cinematograf numit Forum la început, iar în perioada copilăriei mele și înainte, era un cinematograf, sediul unui cinematograf extrem de cunoscut, Timpuri Noi, cu filme extrem de interesante, de aventură, mai ales pentru copii. Pe urmă, tot în acest sediu a funcționat și Casa Municipală de Cultură, deci a Clujului, din 1967, și a fost și un sediu al Crucii Roșii. Momentan aparține unei societăți comerciale, sincer să fiu, nu știu numele, ea a fost, acum are cu totul și cu totul alte scopuri. În această piață a locuit și un om al legii care avea o reputație foarte bună în toată Transilvania. Casa Rucco, acest avocat l-a pus tot pe acest Frigyes Schmetz să facă arhitectura, mă refer, adică el era arhitectul, nu a făcut arhitectura, deci el a făcut planul acestei clădiri foarte impunătoare. Înainte, pe acest loc, au fost două case mari. Ele sunt surprinse de către Ferenc Vereș, celebrul fotograf, sau Francis Vereș, în poze și în ipostaze, și ne dăm seama, erau case cu înspre stradă, înspre Dunăre, nu arăta așa Piața Unirii, aveau niște arcade și sub aceste arcade de multe ori când ploua se adăposteau clujenii. Ele erau numite și Casa Bucătăria lui Matei sau lui Matia, sau Casa Mare cu Picioare. De ce? Pentru că avea niște coloane extrem de masive și era ieșită în afara aliniamentului și, sigur că da, datorită dimensiunilor sale. Deci, atenția, nu se confunda cu Casa cu Piciorange, care este astăzi reprezintă Casa Iojica. Și de ce bucătăria lui Matia? Bucătăria lui Matia pentru că tot datorită dimensiunilor și tradițiilor clujene, sigur, povești că Matia ar fi fost în zona respectivă și ar fi reușit să își prepare. Astea sunt povești mai mult nemuritoare, nu cred că sunt adevărate, dar nici nu intrăm în detaliu. Dar casa aceasta, la un moment dat, a devenit sediul protopopiatului reformat, dar foarte interesant, sus a fost un atelier de pictură și expoziții a unui celebru pictor, lumea nu mai știe, Belo Sobo. Acest Belo Sobo care în perioada anilor 60, 70, 80, deci era cunoscut. Din 1997 reprezintă sediul consulatului maghiar. S-au mai făcut câteva modificări, nu multe, dar astăzi, sigur că da, se poate trece. La parter cred că sunt niște birouri făcute de către diplomații maghiari în care își desfășoară activitatea. În centrul pieței existau două case gemene. Una din ele a aparținut unui negustor extrem de bogat. Acesta și-a permis să achiziționeze scripeți speciali pentru colectarea mărfurilor. Trecem la niște case, probabil cele mai vechi de pe această parte a Pieței Unirii. Și prima se numește Casa Ștampă. O casă iarăși veche. Avem niște încadramente din secolul al XVII-lea. Sigur, acesta era un celebru negustor. Dar lângă el vine o casă extrem, extrem de importantă pentru clujeni, două de fapt. Apropo de, astea erau chiar case gemene în secolul al XIX-lea, pentru că pinionul de sus, un de atic, era comun și aveau niște poduri cu pinion comun, repet, și în formă de A spre stradă, deschis, pentru că erau depozitele. Și mă refer la casa de la numărul 21 și de la numărul 20, care voi vorbi imediat despre fiecare în parte. Și cu scripet special, marfa era transbordată sau transportată în aceste beciuri și ele au reprezentat scenele de teatru al celebrului Felvinții din secolul al XVIII-lea, pe care noi l-am amintit. Acum, casa asta de la numărul 21 a fost și un han. Este, de fapt, dacă intri într-un încadrament 1571 făcut, scrie el, este chiar acolo și spunea foarte frumos: natura, dacă era o crâșmă, și o crâșmă ca la an, natura a dat crâșma
pentru ore de răgaz, nu pentru a fi o casă permanentă. Și erau niște figuri bahice care reprezentau oameni în evidentă stare euforică. Deci era o treabă moralizatoare. În Evul Mediu sunt o grămadă de maxime de acestea, nu neapărat de ce am zis adineori, că sunt multe din Biblie, din Vechiul și Noul Testament, care sunt puse pe casele medievale. Casa poartă numele la început după un proprietar, Corvazi. El este un proprietar cunoscut și, pe urmă, foarte interesant că ea va fi demolată casa... Dar cine a fost Corvazi? Corvazi a fost un negustor și el era și proprietarul hanului. Deci nu erau hoteluri, se numeau hanul și nici nu erau la rangul de hotel. Treptat de hoteluri vorbim secolul al XIX-lea. Până în secolul XIX cam de hanuri vorbim. Dar vine o familie cu nume Püspöki, care înseamnă episcop în limba maghiară, dar nu erau episcopi, și ei dau această formă a casei care este și astăzi, adică ce vedem acum cu patru geamuri, ovale, deci tot stil secesion, este în 1900-2011 construită baza, pentru că, din păcate, au avut loc alterări în diverse construcții care s-au făcut ulterior. În casa de la numărul 20 a locuit medicul care trata doar aristocrații orașului. Ulterior, clădirea a ajuns în posesia unui avocat. În această casă, un an de zile, a locuit celebrul sculptor János Fadrus, sau Fadrus János, cel care a sculptat celebru ansamblu ecvestru Matia Corvin și generalii săi. Aici a locuit, dar casa inițial se numea Casa Rosaș. Da, o să mă întreb cine a fost acest Rosaș. E, acest Rosaș a fost chirurgul lui Cristofor Batori și a stat într-o casă, înaintea sa a stat un jude a Clujului, Peter Mich, german. N-am mai vorbit noi cum se succedeau germanii și maghiarii la conducerea orașului Cluj. Și ceea ce știm că este un încadrament din anul 1536, care se vede. Pe urmă mai există unul din 1522, dar ele sunt prezente tot la lapidariul Muzeului de Istorie. Și este foarte interesantă o maximă care spune așa: adevărul rămâne pentru sine. O maximă care ea este realizată din rămășițele pietrelor găsite pe frontispiciile din această casă. Ei, această casă, de la numărul 19, la un moment dat intră în posesia unui german, Schütz, și pe urmă este dată unei familii întreprinzătoare, Zell. Ăștia erau fabricanți de bere. Friedrich Zell a venit din Brașov și a fuzionat cu o fabrică din Turda care dădea utilaje, și aici vor înființa după primul război mondial o fabrică numită Zell. Chiar până în 1927 a purtat acest nume. El a vândut acțiunile acestei fabrici, societății pe acțiuni Ursus, de atunci vorbim de Ursus. Casa de lângă Casa Rosaș a chirurgului se numea Casa Raț. Raț în limba maghiară înseamnă sârbu. Și această casă probabil este cea mai veche, pentru că și acolo s-a găsit o piatră cu anul 1522. Cum cobori în stânga după ce intri în gangul respectiv, cobori în barul actual, și care ușa respectivă a fost realizată, se știe precis, în 1773. Iar astăzi este un ansamblu de coridoare legate între ele, foarte frumos pictate în anul 1957 de un pictor covaci, care arăta istoria culturală a Clujului. Ele au fost deteriorate în 1973. Este un loc care era extrem de frecventat în Cluj și astăzi este frecventat, dar sigur, astăzi de altă generație. Casa din colț este tot o casă foarte veche, casa cu numărul 18, care face de fapt colțul cu celebra stradă de astăzi, Matia Corvin, și mai încolo aveam intrarea în vechiul oraș, cele trei turnuri care reprezintă un oraș liber și în care intram, încă o dată repet,
în arealul de 7 hectare a Clujului Vechi, a primei incinte medievale. Cine a locuit în această casă de pe colț? Casa de pe colț a fost locuită tot de un celebru meșteșugar. Meșteșugar înainte a fost, rața acesta a fost negustor. Deci, în general, partea asta era locuită de negustori și meșteșugari înstăriți. Sigur, ulterior au locuit nobilii, dar ai văzut, la 28, la 27 și cam atât. Nobilii trăiau pe partea de sud, aveau palate, deci partea, nu de sud, de est și de vest. Partea de sud, iarăși erau negustori și meșteșugari înstăriți. Piața, astăzi, cum o vedem, este bunicul târgului, să-i spunem așa, într-un mod neacademic, dar cam așa arăta centrul Clujului. Sigur, alte clădiri, care ele au fost dărâmate, pe aici trecea un drum strategic extrem de important, care venea de la Oradea, trecea pe la Ciucea cu Edin, trecea pe aici prin fața porții vechiului Cluj, deci, adică a cetății Ovar, și era drumul de Bistrița. O arteră principală, pentru că această piață s-a dezvoltat, Piața Mare, actuală Piața Unirii, datorită acestui fapt. Dacă nu mă înșel, are un perimetru de 220 pe 110 metri, deci laturile sale, deci este o arie destul de întinsă pentru, nu numai pentru clujeni, pentru oricine dorește să-și facă o vedere de ansamblu a frumosului nostru oraș. Această emisiune minunată este sprijinită de Promelec.